Pacea Domnului, o lucrare pentru popor care mi-a fost dată în această noapte, pe data de 13.12.2021, la ora 2:30 noapte. Și este pentru poporul de pretutindeni. Și vreau să dau citire. Ascultă, poporul meu de pretutindeni, ce-ți vorbește Domnul. Nu te lăsa condus de poftele firii care se războiește cu sufletul, zice Domnul. Urcă pe scara mântuirii și apropii-te de mine, spune Domnul, și nu te teme într-o vreme ca aceasta, zice Domnul, de tot ce se întâmplă și de tot ce se aude. Nu a pleca urechea la gura lumii, zice Domnul, căci nu știe și nu cunoaște adevărul, spune Domnul, căci vrăjmașul minte și înșală pe mulți, chiar din poporul meu, zice Domnul. Nu vă lăsați bajocoriți, spune Domnul, de oameni. Lumina am să vă dau și înțelepciune să vorbiți, zice Domnul, căci mulți se vor da drept pocăiți, zice Domnul. Aveți grijă cu cine vă uniți, zice Domnul, și cu cine vă rugați, zice Domnul. Așteptați, zice Domnul, ca eu să vi dau pe față, zice Domnul. Cereți lumină, poporul meu, căci unii vor fi lupi între oi, zice Domnul, se va preface că sunt cu voi, zice Domnul, dar veți fi vânduți, zice Domnul, și loviți pe la spate, zice Domnul. Ei veți cunoaște, zice Domnul, nu vă uniți cu ei, spune Domnul, dar ca să aveți putere, stați în rugăciune și în cuvânt și fiți uniți, zice Domnul, ca să-i puteți deosebi, zice Domnul care v-a vorbit și vă vorbește. Voi să fiți treji, zice Domnul, chiar unii păstori vă vor da în mâinile lor ai celor fără de lege, zice Domnul, pentru bani ca să fiți bajocoriți și să râdă de voi. Vremurile acestea sunt aproape, dar dacă veți fi tari și nu vă veți apleca sub jugul robiei păcatului, veți vedea ce voi face eu cu ei, zice Domnul, cu cei care se vor ridica împotriva voastră. Un fir de păr nu va cădea din capul vostru, zice Domnul. Curățiți-vă și pregătiți-vă pentru lucrări mari și tainice pe care voi le veți vedea acum în vremurile de pe urmă, zice Domnul. Vă voi da o putere deosebită, zice Domnul, să faceți lucrări mari cu semne și minuni în fața lor, încât vor cădea la pământ și unii dintre ei se vor pocăi, zice Domnul, care va vorbi. Strângeți cu mine și nu risipiți și nu luați cu ușurință cuvântul meu. Păstrați-l într-o inimă sinceră și curată și se va da o luptă pe moarte și pe viață, zice Domnul, care îți dă povață și te învață cum să ai parte de mântuire și răsplată, zice Domnul. Vin curând, zice Domnul, care ți-a vorbit prin Duhul Sfânt. Și vă rog, frați și surori, să dați mai departe, să audă poporul Domnului, ca să putem să biruim până la sfârșit. Amin, amin.